Și mă văd eu. Te vezi și te auzi. Hai vorbește, înregistrez. Salutări la toată lumea. Noroc. Eu am vrut să fac un comentariu oficial prin video, ascultând reportajul de la o doamnă. Cum o cheamă doamna și Oleșca? Nu contează, nu țin minte. E o femeie E o femeie de la bună și Căușeni. îngăduită. De la Da. Căușeni. Ei, Liuba, căruci, eu vreau să Liuba. zic așa. Ludmila, ia că am amintit, da. Care e problema eu? Poți că iese jelă că 15 ani eu trăit cu un bărbat și bătie, măcar că s-o divorțat oricum o bate, poliția vine și nu face nimic, și nimeni nică nu poate să face și e, sărmană este nevoită să ducă oriunde numai să scapă de el. Uitați care e problema. În primul rând, eu, ca bărbat, vă zic un lucru. Mai josnici oameni nu sunt decât așa oameni, bărbați, care ridic mâna pe femeie, care fac puterea sa, își arată în fața sa pe asupra celui care este slab. N-are importanță, fie asta femeie, fie asta bărbat, Sau care se copiilor. arată, da, mai ales la copii, sunt dragi de ca la numărul 1 magazin, pazi și înțelegeți cum. Da. Eu Sau mă văd bine, da, părinții, Oleșca, așa. socri, te vezi bine, Oleg. Hai, povestește. Da. Și asta, Iana, și eu vreau să vă zic un lucru. Da, cu adevărat, este o situație extraordinar de rea, din motivul că când cheamă femeia drepturile organelor, spune, dar noi și să facem cu dânsul, și să-l ucidem sau și să facem, ce cu dânsul să-l facem? Eu precis sunt convins că așa și va spune poliția. Înțelegeți cum? Din motivul că ei tot nu pot face nimic. Asistența socială tot nu poate nimic să facă. Și nimeni nică nu poate să facă. Dar, păi, Eu, în măcar cu cazul ăsta Oleșca, de nu la știu. Căușeni, am văzut că i-au aplicat întâi o ordonanță de protecție de 3 săptămâni, după aceea o amendă. Gradual ar Nu trebui, ajunge. poate, să-l pedepsească tot mai dur și mai dur. Dacă când vede că omul nu are cu ce plăti și rămâne dator, nu are rost, cred, să-l mai îngroape în datorii. Uitați, eu vă zic așa, Mai ales când este. agresorul e membru al familiei și banii pe care îi plătești pentru amendă tot din familie ia, atunci e chiar că nu știi ce să mai faci. Eu vă zic așa, sfatul meu, măcar că muș Oleg n-ar și de acord cu mine și ce să spun, dar eu am examinat foarte bine cazul acesta care o zis doamna Ludmila și știu încă din sate cazurile de este, că am trăit și eu în sat și am văzut ce se face prin prejur, am trăit și eu prin asociația asocială de oameni care își faceau puterea sa asupra cuiva și își făceau blatnei și așa mai departe. Eu vreau să zic așa un lucru. Pentru așa oameni este un singur lucru. Doamna Ludmila, mă ta ești o femeie. Du-te în sat, ia vă 3, 4, 5, 6 bărbați, dă-i câte 100 de lei, sau dacă n-ai 100 de lei, fă un măgărici lor. Și spun, ia nu luați mai pe bărbatul meu și-l duceți cu mașina o leacă în ovrac, într-o copă acolo, într-o groapă acolo, mai dați câte o mantirovcă în cap lui, să cacă el, să chișe el, să înțeleagă sub dânsul, ca să înțeleagă că mai sunt și oameni mai puternici decât el și să-i spune că să nu mai pui mâna pe dânsa. Și să Oleg, vă zic sincer, da, eu știu că Oleg nu ești de acord. și tu crezi că poți opri o ilegalitate făcând alte Da, tu te ilegalități? închipui El că da. face infracțiuni sau contravenție și tu inciți femeia să comită o crimă, să-i pună pe niște oameni, ea să organizeze o crimă. Chestia asta pe care o spui tu se pedepsește penal. Incitare Oleg, la violență, organizare de doamna răfuială Ludmila, violentă, se pedepsește doamna penal. Vrei Ludmila, să o bagi femeia la pușcărie și împreună cu câțiva Oleșca, niște bărbați? ascultă-mă pe mine. Poate Și eu să crezi dau sfatul pe doamna că Ludmila. rar se Doamna întâmplă Ludmila, așa ceva? Se întâmplă des, femeie se duce chiar și nănește și killer pentru bărbatul ei. Și după aceea intră amândoi la pușcărie. un killer nu trebuie, dar de bătut așa bine, Da, bine nu cu trebuie, dacă mantirovca o în mai... cap și poți să dozezi așa ca să nu moară, Nimic. poți să-i dai un Mai pumn bine în să cap și trezești fii un invalid, imortal. Un pumn în mai cap bine să poate fi trezești un mortal, soț Oleg. invalid decât un soț care face așa nebunii. Oleg, tu nu știi, tu n-ai fost în sat și n-ai văzut așa oameni. Asta râsuri, înțelegi cum? Asta nu sunt oameni. Cum tu poți să tragi? Iacă eu, de Sunt pildă, oameni, chiar dacă sunt violențe, sunt oameni și au drepturi. Iar tortura măcar e drept, interzisă dar absolut. deși ei Dreptul de a nu fi calcă torturat. drepturile, de ce ei calcă drepturile a tuturor oameni care Pentru sunt asta există slabici? pedeapsă. Pedeapsă cu amendă, cu închisoare.
Da, O fac dar o tortura nu-i singură pedeapsă. acțiune. Tortura e o formă de violență interzisă în toate legile statului. Eu am trăit în sate și eu am văzut cum se rezolva Dar eu întrebarea n-am asta. trăit Cred că în așa sate. cum eu vă zic. Da, eu n-am trăit în Eu, sate și în medii violente. Olesca, Crezi că eu nu știu. altfel așa oameni nu pot spune la punct. Ei Poți, sărăi, Oleg, înțelegeți cu ce spun? pedeapsă și cu Oameni. mediatizare, insistând să Ok. respecte drepturile, și ale lui inclusiv, și violatorul are drepturi. Ok, dar ce s-o bată așa ca să o Nu, alungă din casă nu, chiar nu-i voie sufletul? să o bată, trebuie amendat și băgat la pușcărie. Da, dar ei nu fac asta. Păi asta e altă Măcar asta i-ar problemă, dar tu trebui. nu te apuci acum să bagi femeia la prestuplenie, cum se zice, nu? Nu știu, eu i-am dat sfat țărănesc care Sfatul să chiar că-i rezolve problemele țărănesc. cu Te tine. rog să te mai cultivi, să ieși din sat, să mai citești niște legi. Na, dacă Și... poți să le găsești cumva audio, Da, nu? Oleg, eu Sau știu tu ai că softuri de legile acestea citit, sunt... de făcut audio, de transformat audio legile de pe internet. Iată, tu dacă cauți o lege, cum o citești pe internet? Eu știu foarte bine că asta e merge cu huliganismul, cu banditismul, cu stejolomi telesnimi povrejdeniem. Eu tot asta înțeleg, dar eu, pur și simplu, am văzut după ceea ce spune doamna Ludmila că asta e urmă o rămas. Dacă ucescovul, sectorist de poliție vine și zduși, înseamnă el sau plătește lui, sau el nu este cu interesant ca să apere drepturile a familiei. Asta sectoriști toți sunt vinovați, că ei au sub sectorul lor, sub controlul lor, căsile este la să fac corect tot acolo, ca să nu și, cum tu zici, banditismul este și huliganismul este, ca să nu și așa ceva penalitate. Pe de altă Ok? parte, Oleg, ai auzit că femeia a stat 10 zile la tratament la spital, Am dar, auzit. polițistul a trimis documentele ei de spital la Nu expertiză plătesc. medico-legală și expertul a zis că nu-i Știi comoție că... cerebrală și atunci polițistul ce poate să facă? Să ignore ce a spus expertul medico-legal? Că polițistul nu e Eu expert. El a întrebat asta te experții. costă bani. Asta bărbatul și ala i-a dat bani, înțelegi? Asta se face la noi, Asta presupui, n-ai de unde să știi. Poate e incompetent expertul, dar poate expertul s-a bazat pe documente. Și femeia, într-adevăr, a Ok, stat la doamna spital Ludmila, cu... poate să facă prin judecată experiență de examinare de E, cum ei să pe faci ce... experiență? Să-i dai cuiva în cap să vezi dacă are comoție de Nu, la asta? Nu Oleg. poți face Femeia experimente. asta poate să iei extrasuri de la alte spitaluri unde au fost confirmată așa ceva. Sigur, se poate face o expertiză alternativă, dar femeia nu știe cum și E crede că confirmat. polițistul a falsificat. Eu mai tem că polițistul se bazează și el pe anumite norme, nu poate să facă chiar din capul lui. Poftim? Eu cred că polițistul se bazează pe expertiza medico-legală. Eu aplicat A, omului o da, e... amendă și Ok, Oleșca, dacă dar... era comoție cerebrală, probabil era dosar penal. Fără comoție, eu aplicat amendă și Dar contravențional. și trebuie anume să fie comoții cerebrale ca să fie rezolvată întrebarea în familie, Oleg. Nu Nu, trebuie eu să zic fie de rezolvată... clasificarea faptei. Dacă e cu comoție, e dosar penal. Dacă e fără comoție, atunci leziunile sunt ușoare, suferința e mică și se califică drept contravențional. Și contravenția tot e un fel de penal, dar pe jumătate, pe un sfert. Deci Uite, înțelegi, eu am tot i-a avut dat un o caz... pedeapsă, o amendă sau muncă în folosul comunității. Eu am avut un caz odată când am fost în Chișinău, când n-am avut unde trăi, era iarna, și trebuia să închiriez un apartament. Și a venit un măgar la mine și mi-a zis că el mi ajută nici să închiriez un apartament, numai lui nu îi ajută 500, nu ajunge 500 de lei. Să-i dau 500 de lei și el duce să plătește și eu o să trăiesc în apartament. Și eu i-am dat lui 500 de lei. Și el a luat banii și s-a dus împreună cu banii și nu mai am văzut. Eu m-am dus la Acela nu-i poliție. măgar, dar e un om, e un ex-croc iresponsabil care trebuia să răspundă Eu m-am dus la penal. poliție și zic, vă rog frumos, mi-a luat ultima pensie, 500 de lei atunci era pensia mea, atunci eu nu cântam. Vă rog frumos, trageți la răspundere, găsiți pe dânsul de banii aceștia. Și ei ne-au zis că legea acum prevede, asta a fost în 2011, eu zic că legea prevede că mai sus de 506 de lei, dacă este furat, atunci spate te-ai făcut oarecare codul sau Dosar penal, da. administrativ sau penal. Dar până la 506 de lei, nu spate de nimic de făcut ca să socoate suma не наносящая никакого ущерба большого для семьи, для тебя, для меня. Oleg, Cum не наносящая?
Și tu crezi că polițiștii ce au inventat, dacă scrie în lege, asta e, e nedreaptă legea cu tine, Nu, care ai venituri mai mici de 506 lei, nu refuz, dar dar așa ce prevede trebuie legea. să înțelegi cum? Și eu zic, da, pe pensia mea, e tătă, e pensia mea atunci, tăman că era 506 de lei, 60 de bani atunci. Și ei nu au vrut să ridică întrebarea aceasta. Fix și aici la doamna Ludmila asta. Omul și ala, o știut că 500 de lei dacă el fură, nu așa e nimic. Fix și bărbatul ăla, el știe cum să facă deamul după lege să o bată ca să nu tragă la răspundere. Înțelegi? El deamul este de 15 ani învățat și nabil хорошо на этом руку. Înțelegi cum? Dar eu nu înțeleg de ce bărbații socot că îi trebuie să o bată pe femeie. Dacă în Biblie scris că femeie este un vas care trebuie și păstrată. E clar că când femeia începe radica... Păi și așa bun când Biblia compară omul, ființa umană, cu un vas sau cu un animal? Vas înseamnă că e așa de slăbuț, așa e de... Da, așa e de fragil și l-ai scăpat pe jos și te duci la magazin și îți iei alt vas, nu? Ai spart oala, te-ai dus și ai cumpărat alta și e bun că ai cumpărat femeia. Oleșcă, dar tu nu poți schimba o soție pe alta. Tu e ca ai soție, da? Nu, dar dacă o compari ca cu un vas, înseamnă că poți schimbi câte soții vrei. Ai spart una, duci și iei alta, nu? Da, dacă te iei după e Biblie. Oricum, și e vas, dar și e altuia vas. Dar nu e așa tot așa. A, păi da, dar poți să cumperi 5 vase la fel și le folosești pe rând. Noi nu ne aninăm acum de Biblie, noi ne aninăm de aceea că femeia este, în primul rând, este o creatură extraordinar de gingășă și cu dânsă trebuie și foarte gingăș și bun. Dacă tu ai luat pe dânsă că iubești mai mult pâine, mașină sau bogății sau asta, asta e prima. Dacă tu ai luat cu dragoste pe dânsă, abia și o iubești, dar nu o bate pe dânsă, că ei nu-i câine. Înțelegeți cum? Corect, nici câine, nici vas nu-i femeie, e om fix ca tine dacă te crezi bărbat. Nu ca mine, eu sunt bărbat, eu sunt mai mare decât femeie. Femeia e ajutorul bărbatului. Ai văzut, este... ai văzut ce atitudine superioară ai tu față de femeie. Vezi ce te-a învățat biserica, Oleg. Cum dai tu sfaturi acum? Cum dai tu sfaturi să respecti femeie dacă tu tot te consideri superior ei? Vai de capul tău, credinciosule. Tu ești, auzi, Oleșca, tu ești făcut după chipul lui Iisus Hristos. Ți închipui? Dar tu zici că el nu-i. Și cum e, Iisus Hristos ești după chipul femeii și după chipul lui Oleg Brega și lui Oleg Adrian Vlad și după chipul lui Dodon? Din coasta bărbatul a fost luată coasta și făcută femeie. Și da, dar dacă eu nu cred în povestea asta, eu cred în legi și legea spune că suntem toți egali în fața legii, inclusiv nevăzătorii, inclusiv tinerii, inclusiv femeile. Atunci eu nu o consider pe femeie spune subordonată mie și nu mă consider superior ei și nu o consider un vas, cum o declară Biblia. Înțelegi cum? La Dumnezeu este ierarhie. Dar la mine nu există Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu e o invenție a omului. Okay. Deci hai să dar vorbim și... În familia, oricum trebuie și ierarhie. Cineva nu trebuie e adevărat. Și... De ce să fie ierarhie dacă poate să fie egalitate? La tine în familie este egalitate în totul? Da. Tu nu ți socoți că ești mai mare ca bărbat? Nu. Ei... Așa îți pare ței, dar ia în săviet să-ți cadă o soție ră care să-ți fac ție diese șoții, tu repede să-i pui la loc pe din, să înțelegi? Cum? Cum? Cu bătaie. Așa, cum poți. Cu bătaie, ca acela de la Căușeni, da? Și iată că am ajuns că tu te împotrivești bătăiei, sfătuiești pe bărbat să nu aplici forța și am ajuns la superioritate că tu ești bărbat și de fapt uneori dacă femeia e ră poți să aplici forța. Poftim, s-a demonstrat că nu ești deloc mai bun decât acel care o bate. Eu am zis că cu femeia se poate de vorbit foarte frumos și femeia înțelege că ei este o creatură gingășă și e cu mare dragoste se atârnă către tine dacă tu o iubești și îi lămurești. Asta e ca și cum ți-ai trata câinele tău cu drag, grăiești cu el, te privești inteligent, dar dacă latră, îi dai una pe siboț să nu latre, da? Nu, nu nu-mi place așa atitudine, Oleg. Nu-ți poate așa ceva. De păi asta zic și eu, nu-ți poate așa atitudine, eu prefer egalitatea. Da, eu sunt de acord cu tine, Oleg, că tu ești foarte corect. Și dacă femeia o greșit undeva, trebuie să-i spui cu cuvinte, ca la câine, ca la copil. Sau dacă bărbat o greșit, femeie trebuie, că sunt și femei înțelepte, nu-s proaste situație. Sunt mai înțelepte decât bărbat și ei atunci trebuie să dai sfat la bărbat ca să nu și... E ca cum, Dadon, el e de noi nu prea înțelept, dar dacă are doamna Galina care de-am stat prima doamnă, a, păi gata,
Я ка ничи Елена та ну и прима домна. Та ну ми домна Галина. Ало и тот. Олег, ало Тимофни. Олег, ну-mi place discuția ta. Când ai început să compari femeia cu oalele și cu căței, asta e deja grav și mai ales că te bagi în viața mea privată, deci eu nu mai vreau să discutăm, am întrerupt. Eu nu compar, eu am zis cine este femeia. Femeia este ajutorul bărbatului. Asta nu-mi place, nici asta nu-mi place. Creată după Domnul. Și nu trebuie să supere unul pe altul, nimeni. Bun, e clară părerea ta, dar nu sunt de acord cu ea și de aici mai departe nu înregistrez. Pa!